În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, Domnule Comandant, iubiți frați și surori, dragi copilași, ascultând fragmentul evanghelic rânduit pentru Duminica de astăzi, aș vrea din capul locului să pun o întrebare, iar meditația de astăzi să o socotim ca un posibil răspuns la această întrebare pe care o socotesc ușor de identificat, ascultând cu atenție această pericopă evanghelică, și anume, cum se apropie Domnul de noi? Și dacă este să analizăm rațional și experiențial deopotrivă întâlnirea aceasta minunată pe care Domnul o are cu femeia samarineancă în Sihar, în ținutul Samariei, aș socoti că se pot identifica trei momente pe care le are Domnul în vedere și pe care îndrăznesc să spun că le putem avea în vedere și noi, în general, în momentul în care ne dorim să ne apropiem unii de alții, privind la Cel care știe să-L caute pe om. Evanghelia de astăzi este, de fapt, o întâlnire în sensul acesta, că Domnul vine să-L caute pe om. Domnul vine să ne caute. Domnul vine să mă caute. În acest itinerariu, ziceam, trei momente importante, nu neapărat foarte bine delimitate din punct de vedere temporal, ci mai ales foarte bine delimitate din punct de vedere psihologic sau duhovnicesc și mai departe. Și zice, primul moment este acesta. Domnul sparge bariere. Domnul vine acolo unde cei mulți îi exclud această posibilitate. Domnul intră în casele și în locurile unde cei care locuiesc acolo nu s-ar aștepta niciodată să primească o astfel de vizită. Altfel spus, Domnul sparge prejudecățile, sparge barierele, tocmai pentru ca să fie consecvent cu cuvântul Său, pe niciunul n-am pierdut. Și să nu rămână nimeni lipsit de această posibilitate de întâlnire cu Domnul. Și de ce acest prim moment psihologic subliniat acum? Pentru că e vorba, în primul rând, de un ținut eretic, din perspectiva lor, adică ținutul Samariei. Pentru că, în al doilea rând, era vorba de o femeie care, potrivit rânduielilor vechi, nu putea să primească niciodată întâlnirea cu un bărbat și venind din alt neam, ba mai mult decât atât, să aibă un dialog cu el într-un spațiu exterior. Și chiar să îi fie partener într-o discuție atât de prelungită, cum a fost cea de față între Hristos și samarineancă. Și apoi, în al treilea rând, pentru că avem de-a face cu o întâlnire dintre Hristos și o femeie de moravuri ușoare. O femeie care nu avea tocmai o faimă bună în localitatea în care ea își ducea existența. Așadar, surprinzător gest, surprinzătoare apropiere a Domnului față de femeie, zic din perspectiva mentalității sociale, dar ceea ce este și mai important, pentru că accentul o să-l pun la nivel personal, ceea ce este și mai important, surprinzătoare întâlnire și surprinzător dialog, mai ales pentru femeia samarineancă, care cu siguranță niciodată nu s-ar fi așteptat la o astfel de atitudine din partea lui Hristos. Și de aici tragem prima concluzie. Domnul vine în viața noastră, acolo unde toți ceilalți ne arată că nu se va putea ca El să intre, și Domnul vine în viața noastră acolo unde noi credem că El nu va veni niciodată, fiind într-o stare pe care noi o socotim nedemnă de o astfel de întâlnire pe care eventual cineva și-ar putea să-și o dorească. Așadar, primul moment, și am zis mai ales psihologic,
prin care Domnul se apropie surprinzând, luând prin surprindere, atât zic pe femeie, cât și întreaga comunitate de care ea aparținea. A doilea moment, în această întâlnire, iarăși de nuanță psihologică, dar zice duhovnicească, așa cum se va desfășura mai departe. În momentul în care se întâlnește cu femeia, Hristos apelează în dialogul pe care îl deschide la întrebările esențiale, la nevoile fundamentale. Nu-i face o radiografie nici morală, nici dogmatică femeii, ci apelează, zic încă o dată, la ceea ce orice om, din perspectivă universală, are nevoie. Și anume, e vorba de sete. Ce om în lumea aceasta nu simte setea? Măcar o dată în viață. Și ne referim acum pur și simplu la setea fizică, de apă. Vedeți, fără mâncare putem trăi mai multă vreme, însă fără apă foarte puțin timp. Tocmai pentru că setea este o nevoie esențială a omului. Pornind de la aceste sete, de la această sete fizică, Domnul conduce dialogul mai departe, dându-i o semnificație lăuntrică, simbolică. Setea spune despre nevoile fundamentale ale omului. Omul, într-o stare de conștiință sau inconștiență, are nevoie de Dumnezeu. Și cel care se luptă împotriva lui Dumnezeu are nevoie mai mult decât oricine de Dumnezeu. De fapt, însăși lupta împotriva lui Dumnezeu exprimă o sete pe care el nu și-o recunoaște. Și în consecință luptă împotriva celui care poate singur să-i potolească setea. Și cel care este căzut în patimile cele mai grele ale lumii acesteia manifestă, de fapt, într-o stare de inconștiență setea maximă după Dumnezeu. Pentru că o patimă, un păcat și, în consecință, o patimă nu înseamnă altceva decât dorul după Dumnezeu. Setea după Dumnezeu întoarsă într-un sens greșit. De fapt, păcat asta și înseamnă țintă ratată. Nouă ne este sete și socotim că ne putem potoli setea prin plăcerile acestea omenești care ne aduc o relativă stare de bine, rapidă, într-un mod rapid și ușor. Însă pe cât de rapid se întâmplă, pe atât de rapid se consumă. De fapt, și în patimile cele mai mari, de orice natură, fără să exemplificăm acum, omul strigă cu disperare că este sete după Dumnezeu, mi-e sete de Dumnezeu. Pentru că niciun om în lumea aceasta nu se va putea împlini atâta timp cât nu va gusta din apa vie, cea pe care Hristos i-o va da și femeii. Pentru că așa se întâmplă. Hristos vine ca să ne provoace și ne cere să-i dăm noi să bea apă. Din ce? Din apa noastră, din ceea ce suntem noi. Din vulnerabilitățile noastre. Din micile noastre posibilități. Iar deschizându-ne înspre El, pentru că ai oferi apă, nu înseamnă altceva decât ai deschide brațele, a fi de acord ca El să vină în viața ta și apoi dăruitorul se schimbă. Nu mai este omul cel care dă apă Domnului, ci este Domnul cel care dă apă omului și dă apa cea vie, așa cum Domnul însuși te exprimă în fața samarinencii. Așadar, cel de-al doilea moment psihologic este apelul la această nevoie esențială de Dumnezeu. Și aici, zic iarăși, aplicăm în modul nostru de abordare. Nu facem analize nici de natură morală, nici de natură dogmatică atunci când ne întâlnim cu cineva într-o lipsă mare, ci pur și simplu îi indicăm setea cea mare, nevoia cea mare pe care o are de Dumnezeu, la fel cum noi înșine, la fel cum întreg neamul omenesc o are și pe care poate să o dobândească în întâlnirea aceasta cu Domnul. Iar apoi vine cel de-al treilea moment. De-abia în al treilea rând vine Domnul și într-un mod absolut delicat, într-un mod absolut sensibil, cinstindu-l pe om în durerea lui, ba mai mult în căderea lui, îi arată femeii că viața ei morală este dezordonată. Dar nu o numește așa, ci o conduce pe ea însăși să înțeleagă lucrul acesta. Pentru că îi cere un lucru despre care el însuși știa dinainte. În momentul întâlnirii îi zice, du-te și cheamă-ți bărbatul, să vină și el, să-i dau și lui apă vie. Nu o vedește în starea morală de căzută în care era.
ci doar o provoacă în așa fel încât ea să-și mărturisească starea căzută care este, ceea ce și face. Doamne, n-am bărbat. Că înțeles că Domnul n-a jignit-o, n-a judecat-o, n-a pus-o la colț. A cinstit-o cât se poate de mult. Și doar a provocat-o, pentru că uneori așa este. Avem nevoie de provocarea dragostei. Ca să ne dăm drumul și să strigăm în gura mare păcatul nostru, de care de altfel ne este rușine și îl ascundem. În măsura în care îl mărturisim, ne eliberăm de el. Așa face ea. Doamne, n-am bărbat. Sau oricum, nu este bărbatul meu. Da, nu este. Și Domnul își spune că cinci ai avut până acum și cel pe care l-ai nu ți este legitim. Starea morală era una dezordonată. Nu putem vorbi de o cumințenie a familiei în cazul acesta. Nu putem vorbi de o stare așezată și ea însăși recunoaște că lucrurile se întâmplă a Evia. Domnul, de fapt, îi întinde o mână și îi oferă ceea ce ea avea nevoie. Stabilitate. Pentru că femeia aceasta venea cu răni de vreme ce trecuse prin astfel de experiențe. Venea cu decepții. Venea de pe urma unor sumedenii de înșelări personale sau din partea celuilalt sau celorlalți. Venea cu răni nevindecate și mai ales venea cu foarte multă neîmplinire. Pentru că în momentul în care treci prin astfel de experiențe, cu siguranță n-ai dobândit o stare în care să-ți spui, îți mulțumesc, Doamne, că sunt bine. Că știu ce înseamnă să iubesc. Că sunt iubită. Că am o stare pentru care sunt mulțumită. Și pot să fiu mulțumitoare. Așadar, ea venea cu rănile ei și cu durerile ei și Domnul îi întinde mâna oferindu-i stabilitate pe care singur el poate să o dea. Și fac și această deschidere. Indiferent sub ce formă s-ar desfășura familia noastră, cu minte sau mai puțin cu minte, Domnul ne întinde mâna și nu ne judecă și nu ne lasă pe niciunii singuri. Dar e drept. Ne așează apoi într-o rânduială. Prima dată ne primește și ne îmbrățișează fără să ne pune la colț, fără să ne arate cu degetul. Dar apoi ne arată o cale în care să ne așezăm. Ne arată o cale în care să ne vindecăm rănile. Ne arată o cale prin care să trecem dincolo de decepții și de înșelări care sunt atât de multe la nivelul familiilor noastre, din păcate. Și ne spune, acest lucru se întâmplă în biserică, în credință. Pentru că ultima parte a Evangheliei ne descoperă tocmai importanța credinței ortodoxe. Adică el vorbește despre închinarea în Duh și în adevăr. Nu este un lucru secundar credința. Nu este un lucru secundar apartenența și participarea activă la viața bisericii, cum ni s-ar părea nouă și auzim totul Dumnezeu este. Sau sunt și eu credincios, dar la biserică mai puțin. Biserica este dreapta credință. Biserica este punctul de referință. Biserica este locul de stabilitate pe care ne așezăm și noi, cu familiile noastre, ziceam, funcționale sau uneori cu multe disfuncționalități. Familiile noastre cu minți sau așezate sau uneori mai puțin ordonate. Dar în biserică este punctul de reper. În biserică este punctul de stabilitate. Zic încă o dată. Închinarea, în Duh și în adevăr. Acest al treilea moment în viața femeii samarinice l-aș putea descrie sub forma aceasta. Domnul, după ce sparge barierele și vine înspre noi, sparge prejudecățile și se apropie de noi, face apel la ceea ce omul are nevoie în universalitatea lui, adică setea aceasta de Dumnezeu și aici este cel de-al doilea moment. Însă, în al treilea moment, cu foarte multă discreție, cu foarte multă disponibilitate și sensibilitate, încearcă să schimbe ceea ce este de schimbat în viața noastră. Și zic, în primul rând, din punct de vedere moral, să ne așeze într-o anumită rânduială, chiar dacă până atunci n-am fost în rânduială, să ne așeze într-o anumită rânduială,
iar această rânduială să o fundamenteze și să o integreze în ceea ce înseamnă credința noastră, care este viața noastră în biserică, în închinarea, în Duh și în adevăr. Pentru că zic, în biserică își află locul toți cei care simt sete de Dumnezeu. Și am zis și repet încă o dată, de fapt toți, într-un mod conștient sau inconștient, simțim setea de Dumnezeu. Singur Dumnezeu care poate să ne ofere apa cea vie și să ne împlinească această lipsă. La capătul acestei întâlniri se află foarte multă bucurie. Pentru ea și pentru noi, cei care putem să intrăm în rolul ei. Foarte multă bucurie, pentru că ca o nebună, aș zice, în sensul cel mai frumos al cuvântului, a început să fugă spre cetate, spre cei ai săi și să le spună despre întâlnirea pe care ea a trăit-o acum. Pentru că o astfel de întâlnire mântuitoare nu e doar pentru sine. Nu poate să rămână doar pentru sine. Chiar dacă altădată poate ar fi fost mai rezervată, mai prudentă în a-și manifesta atitudinea față de ceilalți din pricina stării sale morale. Însă acum nu mai avea importanță. Pentru că ea a fost îmbrățișată de cel care poate să vindece și să îndrepte și să așeze pe drum. Și era bucuria ei și striga din gura mare despre ceea ce Domnul i-a făcut și pe cine au ei în orașul lor. În așa fel încât să nu piardă șansa. Să nu piardă șansa niciunul dintre cei care au nevoie să fie adăpați cu această apă vie, care nu este comparabilă cu niciun fel de apă și cu niciun fel de experiență din lumea aceasta. Și acum, această concluzie o suprapun peste ceea ce se întâmplă astăzi aici, în comunitatea dumneavoastră. Este și o paradigmă misionară, într-un fel, ceea ce ne descrie Evanghelia de astăzi. Și zic că noi suntem personajele principale. Noi suntem cei care putem să primim pe Domnul în viața noastră, în casa noastră, în orașul nostru, acolo unde ne desfășurăm activitatea. Că Domnul vine înspre noi, Domnul nu pune bariere, cum pune omul bariere, cum punem noi bariere, de tot felul, prejudecăți de tot felul. Domnul le ridică și se apropie de noi, căutându-ne în ceea ce suntem noi frumoși în lăuntrul nostru, în nevoia noastră de Dumnezeu, în dorul nostru după Dumnezeu, și apoi de-abia când stăm în dialog cu El, în legătură cu aceste nevoi, El începe să ne vindece, dinspre înăuntru, spre în afară. În problemele noastre morale, dar apoi zic, și în problemele noastre de credință, sau în neînțelegerile noastre de credință. El este Cel care ne vindecă sufletește, dar este și Cel care ne orientează în drum. Și să nu uităm, credința noastră este viața noastră, nu este ceva de negociat, nu este ceva inferior, nu este ceva secundar, ci este și se suprapune peste tot ceea ce înseamnă viața noastră. De aceea, nu întâmplător, credem că astăzi a rânduit Dumnezeu să fim împreună sărbătorind un deceniu de existență a comunității dumneavoastră și zic tocmai atunci când în această duminică prăznim și familia creștină. Prăznim familia creștină pe care o așezăm în cele două coordonate. Într-o coordonată morală, așezată, organizată, iar în același timp într-o coordonată a credinței noastre, adică familia în biserică. În biserică învățăm cum să trăim împreună într-o familie mare, în așa fel încât să extindem acest comportament și acasă, în familia cea mică. Dar și invers. Învățăm în familia cea mică, prin cei 7 ani de acasă și nu numai, prin viața noastră pe care ne-o dorim ordonată, cum să trăim în biserică și cum să trăim în cele din urmă în lume. De aceea, credința împreună cu o viață morală asumată sunt cei doi stâlpi, cele două coloane esențiale când vine vorba de construirea unei familii. Și credem că parohia dumneavoastră, comunitatea dumneavoastră, tocmai așa se și vede și din afară, dar și dinăuntru. Ca o mare familie, formată din foarte multe familii, și zicem și invers, foarte multe familii care formează această familie mare a Bisericii cu hramul Sfântul Evanghelist Marcu. Bucuria este mare că suntem împreună la această sărbătoare. Hristos a înviat!